Reprezentanții CSM Sichet Omarmații au precizat că, având în vedere această perioadă grea, trebuie apreciat efortul depus de echipa sighetană, care s-a deplasat cu doar 7 fete și un delegat, restul echipei fiind cu teste pozitive privind infectarea cu coronavirus. Dacă echipe precum Oradea sau CSM Timișoara nu au putut alinia un număr de jucătoare pentru a putea evolua, CSM Sighet a reușit totuși să facă deplasarea și să joace.